Jumătatea lunii septembrie, domnule primar, la Vaideni este un obicei de-a lungul timpului perpetuat. Ziceți-ne câteva cuvinte. Da, mulțumită crescătorilor de animale din Vaideni, care sunt împărțite în toată țara și aici avem liderul nostru, al păstorilor, pe domnul Nicușor Cioranu, care a venit tocmai de la Arad să fim împreună în aceste zile deosebite. Dar vremurile sunt triste pentru că nu putem să ne desfășurăm activitățile obișnuite. Am fi vrut să avem animale la expoziție, cum avem în fiecare an, și acest frumos obicei pe care l-am reînviat cu sprijinul fermierilor din Vaideni. Dar iată că am reușit prin aceste două zile pline de evenimente, atât evenimentul de aseară, pastramă și epigramă, unde am făcut o oră de oaie, precum și astăzi cu binecuvântarea în al preasfinției sare Varsanufie prin frumoasa slujbă arhierească, lansarea monografiei Dor de Vaideni. Pe noi ne reprezintă cuvântul Dor și, după cum știm, este inclus în patrimoniul UNESCO. Am încercat să punem o palifie pe rana noastră, că nu putem să fim așa cum am fost învățați, să fim alături de animalele noastre dragi. Dar ne bucurăm de ciobănașul vaidean, de prietenul și consăteanul nostru Ion Popescu, Ion Struie, cum îl știm noi, un fiu al satului, un crescător de animale care și-a dezvoltat o fermă foarte frumoasă în județul Constanța și iată se întoarce acasă și dezvoltă această frumoasă unitate gastronomică, care începând de astăzi este deschisă publicului larg și este non-stop. Cine trece prin Vaideni poate să treacă și garantăm pentru calitatea produselor, pentru că majoritatea produselor sunt din ferma lui proprie. Și pe lângă aceasta are în gând să dezvolte și pe fonduri europene pensiunii sau bungalouri, depinde ce mai gândesc în alții că se poate dezvolta țara noastră. Și este un moment, cei care au putut să fie alături de noi au venit, au făcut efortul și au venit ca să fim împreună. Pentru că asta ne reprezintă pe noi, pe vaideni, indiferent unde suntem în țara asta, vaideni înseamnă unitate și putere. În continuare stăm de vorbă cu domnul Nicolae Cioranu, în calitate de prima dată crescător, de fiu al satului și după aceea de președinte al unei organizații la nivel național, Federația Romovis. Când ați plecat din Vaideni? Deci, dacă facem referire la evenimentul de astăzi, mi-aduc aminte că cu 50 de ani în urmă am coborât cu tata la acest eveniment, pentru că atunci era un târg de oi în care vaidenii coborau din pe munții Căpățânii și pe toți munții unde mergeau ei, să vândă oi și berbeci ce aveau de vânzare și după aceea urcau înapoi la munte și puneau șaua pe măgar și plecau în transumanță. Mi-aduc aminte că exact cu 50 de ani în urmă eram copil și am coborât cu bunicul din Muntele Ursu, de la stâna din Muntele Ursu, cu oile la vânzare. În capătul satului era târgul de toamnă. Acum, bineînțeles, dacă n-ar fi fost evenimentele prin care trecem, această boală a pesta micilor rumegătoare, am fi fost aici nu numai noi personal, am fi venit cu animale, pentru că unde suntem noi trebuie să fie și ele la aceste evenimente. Și dacă nu s-a putut, suntem prezenți noi din toate colțurile țării. Eu vin de la Arad, băieții din extrema cealaltă vin din Dobrogea și de pe tot teritoriul României. Am plecat din sat în anul, deci după 2 ani, în anul 76. Tatăl meu a plecat din sat, a rămas, n-a mai venit vara la munte, a rămas, mi-aduc aminte, în balta Ialomiței și de acolo, după 15 ani, le-au pus la tren și ne-am mutat cu ele în Banat, în Arad. Deci, de atunci, în continuu, facem naveta între
să zicem, locul de muncă de acolo, punctul de lucru și satul nostru, rădăcina noastră de aici, de la Vaideni. Nu lipsim numai în așa, în... extrem. Cu ocazii extraordinare. În rest, nu. Nu ne permitem să lipsim. Nu putem să nu venim să ne încărcăm cu energia de aici, din satul nostru, care, ce-i drept, unde este aici, noi venim de la sute de kilometri, neobișnuiți cu aerul tare, o zi, două, parcă ne obosește, dar după aceea ne revenim din nou. Deci este ceva specific oierilor din România, oierilor care fac tradiție de sute de ani. Nu vorbim de restul, care ei n-au, nu s-au întâlnit și n-au trecut prin situațiile astea care toamna, pe timpul ăsta, plecau și fără casă, fără nimic, numai cu un cojoc în spate, reveneau la primăvară și după aceea stăteau 3 luni la munte și după aia plecau din nou. Asta numai locul și tradiția noastră ne-a ținut și ne ține în continuare. Este acum mult mai ușor să ai o turmă de oi față de exact ce spuneați dumneavoastră, cum se întâmpla cu 10 de ani în urmă? Fără discuție. Bine, atunci erau greutăți, dar parcă greutăți mai simple. Acum, adică le răzbeam mai mult fizic. Acum avem alte greutăți. Aș face referire la lipsa de personal, în care o simțim extraordinar de tare, dar până suntem legați atât de tare de tradiția noastră, ne încăpățânăm să rezistăm. Să vă ajute Dumnezeu! Doamne ajută! Doamne ajută!